N-avem noi asiatice la tenis de masă, dar româncele vor să fie la Tokyo chinezoaicele Europei. Fetele de aur promit că se întorc din Japonia cu cel puțin o medalie. Să naturalizeze jucătoare din Asia, România poate câștiga la Tokyo prima medalie din istorie la tenis de masă. 28 dintre cele 32 de titluri olimpice câștigate în istorie au ajuns în China. Noi, fetele din România, suntem chinezoaicele Europei, cum se zice, pentru că de fiecare dată, ultimii 2 ani la rând, am câștigat europenele pe echipe. Nici o chinezoaică nu ne poate opri. Ele au o astfel de viață. Ele nu fac școală, deci ele sunt într-un centru de foarte mici, crescute, deci ele sunt milioane și din acele milioane sunt selectate cele mai bune. Pentru Olimpiada avem obiectiv o medalie, trebuie să credem. Bernadette va concura în 3 probe, la simplu, pe echipe și la dublu mixt cu Ovidiu Ionescu. Atunci când se mai amândoi în formă, adversarii ar trebui să se ferească de noi. Veteranele Eliza Samara și Daniela Dodean sunt colege de cameră de 11 ani. E a 4-a Olimpiadă pentru ele. De câte ori am fost la Disneyland în Tokyo, noi două? De multe ori. Cunoaștem tot Tokyo, cunoaștem de sus până de jos. Româncele de aur de la tenis de masă și-au luat la Tokyo obiectele norocoase. Caietul care notesc ce ar trebui să joc cu adversarele. Sunt fiecare seară, mă rog, și mulțumesc lui Dumnezeu că în fiecare zi mă trezesc. Box sau lucru principal, aia nu lipsește la niciun concurs. De ce? Dimineața când ne trezim, primul la muzică,